Deasupra Moldovei va zbura un avion NATO, asta pentru că de ieri în țara noastră are loc un exercițiu moldo-american. În cadrul antrenamentului, militarii Armatei Naționale și cei din Statele Unite vor efectua salturi cu parașuta. Ministerul Apărării al Republicii Moldova roagă cetățenii să nu interpreteze eronat aceste instruiri. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul moldo-american Oryx Partner are loc la Centrul de Pregătire al Regimentului de Aviație Decebal din Mărculești. La antrenament participă peste 200 de militari din Batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale și din Statele Unite. Conform scenariului, soldații vor sări cu parașuta de la 400 de metri din aeronava militară a Alianței Nord-Atlantice C-17 Globemaster. Aeronava C-17 fiind o aeronavă destul de mare, ea va fi destul de vizibilă de la această altitudine la care vor fi executate parașutările. Respectiv, rugăm cetățenii să nu interpreteze eronat destinația aeronavei care va fi vizibilă în zona de parașutare. Aeronava C-17 este destinată doar pentru parașutarea efectivului care participă la exercițiu și nu pentru alte scopuri. Soldații vor efectua sărituri cu parașuta în perimetrul zonelor din apropierea localităților din Florești, Fălești și municipiul Bălți. Așa că în perioada exercițiului, tehnica militară se va deplasa pe drumurile din aceste raioane, dar și Sângerei. Ministerul Apărării mai informează că instruirea are loc în conformitate cu planul pregătirii de luptă al Armatei Naționale pentru anul curent, iar scopul antrenamentelor este dezvoltarea capabilităților și creșterea nivelului de interoperabilitate între militarii participanți. Exercițiul moldo-american se va finaliza în data de 30 octombrie.